toți cei născuți și crescuți la țară, dubitorul templelor copilăriilor. Deseori din noi anul amintirilor, răsare câte un locșor ce ți-a fost cum sufletul știm și oară. Îți stai suflare din mers. O prismă, un gard, un izvoraj. În satul Dubna din Ținutul Sorocii, nu departe de vatra localității, se găsește o căsuță dosită în spatele unui gard tradițional din Nuiele. Aceasta este casa lui Veniamin Apostol, actor, regizor și profesor care a readus acasă Teatrul Basarabean. Acum suntem în casa lui Veniamin Apostol. E nu chiar așa a fost. Eu a fost acoperit cu paie. Casa e din mult tare. De aici s-au început toți apostolii. La urmă, când a fost socrul Staniu, apoi el a avut 11 frați și surori. Ei au fost tare mulți. Și stăți pe ei și ea și-a făcut locuință. Cam pe ei, nu departe de aici, că sunt mulți apostoli aici. Aia s-au fost casa mare. Cât înainte, după război, aici era tot serățile, pentru că era spațiu. Și de aici, din tindă, încă o casă, încă o, așa, o spațiu a fost partea și deal. Acolo e soacra și cu socru, mama lui Veniamin. Arborile genealogic. E că el a început din 1735 și aici ai tot familia apostol de pe nepotul i-a făcut fetei mele și a făcut de pe familia de pe tată, de pe Mihaiel. Camera asta de pe dreapta a fost unde a trăit când noi am stricat casa. Am stricat o parte din casa asta de la deal, că acolo era tot, era cuptorul, era... Apoi soacra s-a mutat aici și aici au fost, așa până aici au fost un soi de cuptori. Cuptori și plite. Da, aici au fost laiți, că Veniamin tare urs o iei la Chișinău și nu s-a stricat laița și nu mai lua-o el. Lui trebuie pentru teatru. În prezent, casa este îngrijită de Maria, cumnata lui Veniamin Apostol, care își are casa în aceeași curte. Maria Sochircă este născută la fel în Dubna și îl ține minte pe Veniamin încă de pe vremea când erau copii și mergeau cu oile. Primăvara păștem oile cu bunie, cu bunica, și ne ducem și eram niște... Să făceau înainte ciupici de lână, ori de feștilă, dacă știți și asta feștilă. Na, din câini, poți să faci, că înainte planta câini, pa, femeile erau gospodine. Și ne făceam ciupici. Da, ciupici și se uda la fugă dacă mergeai pe drum și era aproape iarnă. Pe martie noi ieșem. Cum era timpul, ieșem la păscut oile, cu toți copiii din sat, inclusiv cu Veniamin Apostol. Și ne ducem și ne îngheața cioarele bocnă. Că se udau ciupici și ea și noi ne descalțam și oile sculcau, că era frig, băte vântul, dar sculcau cum așa, catau niște râpșoare când... Și noi le așteptam, încălzau locul și apoi noi le sculam și ne grămădem noi. Băi, niște vremuri au fost... Au trecut mai mult de două decenii de când maestrul Veniamin Apostol a pășit pragul casei părintești pentru ultima oară, a casei în care s-a născut, unde a crescut și unde îi plăcea să se refugieze de tumultul capitalei. Ultima dată el a fost cu vreo 2-3 luni înainte de moarte. Atunci el vine de la șoseaua centrală pe jos. Și el vine desșor. Mai ales când noi am început să facem casa, el încă era la armată și am ridicat pereții și pe urmă el a venit și ne-a ajutat. Dar atâta vreme el cu ciutac tare des a fost aici, cu tot că el era din la nord, de la și bogați, dar aici toate vacanțele de vară le petreșeau aici. Și ei ne ajutau și la construit și la întărit chirpiș, la și era la lucruri care se făceau. Dar venea și apoi dormea la sora lui, la Valentina. E trăiește foarte și el la Capcelan de sat. Și tot vremea el ajuta, dacă nu ajuta la noi, ajuta la Valentina. Dacă nu era la Valentina, era venit la noi. El tot vremea nu a fost băiat care să vii cu șadă degeaba. Cata de lucru și... Dar povestitorul a fost tare, așa a fost mama lor, soacra. Ești, e tare multe lucruri. Eu de la dânsa am aflat multe lucruri. Pentru mulți consăteni este o onoare să spună că ei sunt din Dubna, din Dubna lui Veniamin Apostol. Ne mândrim cu
domnul Benjamin Apostol, când avem ocazia, vorbim despre el, dar și gimnaziul nostru poartă numele lui Benjamin Apostol, deci el e patronul spiritual al gimnaziului nostru. Prin felul de a vorbi, dicția lui așa apăsată, fermă, avea o verticalitate enormă, într-adevăr, el explica frumos. Țin minte, la o ședință a fost în Casa de Cultură și când vorbea, s-a făcut o liniște plină. Vorbirea asta lui românească suna așa de frumos. Să fie oare adevărat? Că nu mai am inimă în piept? Nu mai am nimic. Pe cine aș avea? Prieteni? Noi mai am. Femei? Da, le-am avut. Tot Benjamin Apostol a venit cu ideea creării în satul Dubna a unui ansamblu, care activează și astăzi. Mama soțului cosea împreună cu sora Valentina și coseau la mama soacră în casă. Și odată chiar m-am întâmplat, a venit domnul, a început să o ploaie mare și eu a alergat la noi. Și atunci l-am cunoscut pe Benjamin Apostol. Vroiam ceva să facem pentru sat, ceva nou. Și am scris o scrisoare. Iată, ce să facem noi? Și el ne-a propus un ansamblu să organizăm. Și datorită povieții dumnealui, noi am organizat, am format un ansamblu Stejăriel. Și de atunci până astăzi, tot Stejăriel se numește și cântăm. Eu, de fapt, vreo 2 ani acum nu cânt, dar fica se duce în locul meu. Da, și ne amintim și la în august, când s-a născut, facem activități și când a murit. Casa părintească încă nu are statut de casă-muzeu, cu toate că adesea trec pe aici oameni de artă, elevi și alți admiratori ai celui care a fost Benjamin Apostol. Fotografiile cu membrii familiei și unele piese de mobilier, dar și albumul cu publicații despre marele lor consătean, pe care le adună cu grijă Valentina Sochircă, ar putea fi peste ani exponate ale acestei case-muzeu. Am un album cu toate materialele care sunt publicate în ziarele naționale, în ziarul raional, fotografii, fiindcă atunci când a decedat, eu am fost special la Chișinău, la soții, la casa lui și mi-a dat o serie de fotografii ca să avem amintiri. Stiloul dumneavoastră care a scris cravata, niște nasturi frumoși așa avea el și ne-a dăruit nouă să-i avem ca amintiri. Și aici am o serie de fotografii până și schița, portretul de Gleb Saienciuc al lui Benjamin Apostol. De multe ori le spun la copii, dar ei spun, da, Edian, zic, bine, am să vorbesc cu doamna Maria și ne ducem într-o zi la muzeu Benjamin Apostol să vedeți câte materiale interesante sunt acolo din viață și activitatea marelui actor, regizor Benjamin Apostol. Eu i-am făcut așa o întăritură, că ei n-ar să răstoarne, n-ar să dă în jos. Eu am fost complet formată. Am făcut perete lângă ei, stau un perete de beton, am pus 4 stâlci foarte bun și o țin. Partea și aia, partea asta, nu știu de ce, dar nu se răschește. Ești așa ar și muzeu, că dacă mor eu, gata, nu mai are cine. Astăzi, școala din satul Dubna poartă numele lui Benjamin Apostol, la fel și teatrul din municipiul Soroca, iar mulți dintre conaționali își mai aduc aminte și astăzi cu nostalgie de rolurile și spectacolele sale. Trecutul totul s-a pierd. S-a răspit ca un fum. O viață nouă. Ce s-a început? De unde? Și de ce?